Intrați în celulă? Grăbiți-vă! Nu am timp de voi, leneșelor! Uită-te la acest loc! Totul e o mizerie! Și ce fel de monstru a fost ultima dată în această toaletă? Cabluri electrice nesigure? Oh, nu! Eu și fiica mea nu putem rămâne aici! Gândaci de bucătărie! Te apăr eu! Vă rugăm să ne lăsați! Nu putem rămâne aici! Vorbește cu mâna! Spune că nu! Cum pot supraviețui închisorii? Vino mai aproape! Mânecile sus! Auci! Doare! Următorul! Auci! Următorul! Auci! Cine urmează? Tu urmezi, fetițo! Vino aici! Mi-e frică? Oh, nu! Seringa lui arată ca un ac de monstru! Ești pregătită? Nu! Se va simți ca o mușcătură de furnică! Ce s-a întâmplat? Urăsc acele! Asta e de rău! Cum o pot convinge să facă vaccinul? Ha? Prinzătoare de păr în formă de fluture! Știu! O voi pune pe ac să nu fie la fel de înfricoșător! Wow! Am un fluture pe mine! A funcționat! Vaccinarea a fost finalizată! Nu a fost așa rău, nu? E rândul tău, polițistule? Nu! Vezi, ești mai curajoasă decât un polițist! Wow! Uită-te la acest lung șir de cireșe! Sunt preferatele mele! O să le mănânc pe toate! Nimic nu mă poate opri! Alertă de necare! Molly, vino aici! Oh, nu! Haide, scuipă-le! Împinge! Și uite sâmburele de cireșe! Wow! Ăsta e foc de armă? Plouă cu glanțe! Ascundeți-vă! Sunt bine! Doar respir adânc! Ce să fac? Uite! O sticlă de Coca-Cola? Voi pune o cireașă deasupra sticlei, apoi voi băga un pai pentru a împinge cireașa înăuntru. Unul s-a dus! Mai sunt câteva? Nu știați că sunt o expertă în asta? Aș putea face asta cu ochii închiși! Mersi, mamă! Oh, se pare că cineva a făcut o baie cu slime! E Molly care suferă de o răceală! Huh? Lasă-mă să-ți iau acel slime! Eww. Nu-ți face griji, am adus sirop de tuse! Nu-mi place! Eu vreau asta în schimb, acolo! Ce? Ora pentru gustare? Abia aștept să încerc aceste spray-uri de bomboane! Eww. Așa de acru, dar așa de bun! Huh? E gol! Adio, atunci! Un spray de bomboane? Pare a fi o comoară pentru mine! Jackpot! E gol? Stai, am o idee mai bună! Vrei spray de bomboane, nu? Da! Atunci închide ochii mai întâi! Bine! O să schimb bomboana cu siropul pentru tuse! Iată că vine! Iam! A fost gustos! Concentrează-te! Sosește! Căpșunile au ieșit! Fiu, ce ușurare! Hârtie igienică din ziar? Nu știu ce să fac cu asta! Ești așa de amuzant! Miroși asta? Nu am fost eu! Mamă, aici! Miroase a ouă stricate? Nu mai pot! Doamne! Hei, mirosul ăla vine de la tine? Ia să verific! Grețos! Nu ți-ai curățat fundulețul? Întoarce-te, dragă! Ai scăpat o bomboană! Nu știu cum să o fac! Nu mă pot gândi de mirosul ăsta! Stai, polițistul e inconștient! Iar baloanele sunt acolo! Asta e șansa mea! Chiar acum nu e momentul de o petrecere? Deci care e planul mamei cu baloanele? Am să te învăț cum să-ți cureți fundulețul! Folosim Nutella ca exemplu și o ungem între obrajii baloanelor! Vezi asta? Acum, pentru a o curăța, șterge pata cu un șervețel! După ce ai terminat, împăturește-l frumos și aruncă-l! Încearcă și tu! Bine, ia să încerc!
Ștergem așa. Am reușit! Bună treabă! Gata cu accidentele urât-mirositoare, bine? Lasă-ne afară! Taci, stai pe loc! Atenție! Au! Cum îndrăznești să-mi rănești fica? Oh, firar, e o urgență! Îl voi chema pe doctor! Iată-l! Intră, doctore! Se pare că cineva a avut probleme, nu? Nu-ți face griji! Acest aparat cu rază X ne va spune exact ce e în regulă cu mâna ta! Ți-ai rupt încheietura mâinii? Ruptă? Oh, nu! Biata mea fică! Ce putem face? Mi-e teamă că va trebui să o punem în gips! Un ciocan și o daltă? Nu mă lovi! Va fi rapid! Vezi? Totul e gata! Așa de incomod! Mulțumim, doctore! Trebuie doar să-l poarte o vreme! Ha? Ia chestia asta de pe mine! Nu, Molly, te vei răni! Cum mă pot juca cu mâna în gips, mamă? Ia să mă gândesc! Mânușa infinitului a lui Thanos? Știu! Îți voi transforma gipsul într-o mânușă a infinitului! Wow! Am și eu puterea de a trage! Vreau să plece doctorul! Nu! Ce-ai făcut? Doar l-am făcut să dispară pe medicul înfiorător! Nu veți ghici niciodată unde își ascunde Molly depozitul de mâncare! În toaletă! Aici e burgerul meu Pikachu! Mi-a fost poftă de el? Mmm, delicios! Acest morcov e așa de crocant! Ha? Molly, ce mănânci? E burgerul meu Pikachu! O altă mâncare nesănătoasă? De ajuns, domnișoară! De acum încolo mănânci mai multe legume! Grozav! Doctorul e aici! Vină cu mine! Doctore, poți să-mi înveți copilul să mănânce sănătos? Ea continuă să mănânce mâncare nesănătoasă! O poză cu Pikachu? Ce intenționează să facă doctorul? Uită-te la acest Pikachu! E bolnav! Vrei să știi de ce? Îl deschidem să aflăm! Tăietură pe stomac! Este atât de mult lichid toxic! E așa de groasnic! Totul din cauza mâncării nesănătoase! Acum să ștergem asta înainte de a trece la extracție! Să vedem! Pizza! Cartofi prăjiți! Burger și unul mare! Cum încap atâtea? Le vom înlocui cu broccoli! Apă! Și un măr! Un bandaj pentru cusătură! Iar Pikachu e din nou sănătos și puternic! Ai urmărit toate astea? Acum mănâncă-ți legumele! E așa de înfiorător! Mamă, dă morcovul tău! Trebuie să fiu sănătoasă și puternică! Bună treabă, super fată! Trebuie să mă spăl pe față? Sfinte peperoni! Ha? Mami! Ce s-a întâmplat? Molly, ia să văd! Coșuri? Bine, ascultă, le voi sparge unul câte unul. Țineți respirația? Acoperiți-vă! Ce sfinte muștari această mizerie! Tu! Ce faceți? Hopa, îmi pare rău! Oh, știu ce te va salva! Un gadget pentru pompare! Doar pune-l peste coș și începe să pompezi puroiul! Eu nu voi mai mânca brânză pentru o vreme! Fruntea mea e așa de netedă! Deșteaptă, nu? Cea mai inteligentă mamă din lume! Acadeaua mea ar putea primi niște bombonele de lămâie! Îmi plac bombonelele de toaletă! Abia aștept să iau o mușcătură! Nam! Auci! Oh, nu! Dintele lui Molly e slăbit! Ce s-a întâmplat? Bietul tău dinte! Trebuie să-l scoatem imediat! Ce ar trebui să fac? Aha! O sfoară! Vom face asta cu metoda veche! Îți voi înfășura sfoara în jurul dintelui? Și o să o leg de celălalt capăt de bara închisorii! Ești gata? 1, 2, 3! Polițistule, ajutor! Piu, piu, piu! Ha? Sună ca un apel de urgență? Când polițistul deschide poarta,
Dintele lui Molly e tras. Dar s-o trag și pe Molly cu dintele. Dintele meu tot e aici. Ce eșec mare. Un pistol Nerf? Știu ce să fac. Te rog, nu m-am pușca. Glonțele Nerf sunt mult mai rapide. Voi trece celălalt capăt al firului în jurul unui glonț. Ești gata? Trage! A mers! Dintele meu a dispărut! Pot să văd? Bună treabă! Ai fost așa de curajoasă, scumpo! Mă bucur că glonțul acela a intrat direct în perete! Acum să o chemăm pe Zâna Măseluță! Wow! Molly a făcut un burger din aluat! Pare gustos! E timpul pentru un test de gust! Nu! Stop! Hia! Tu nu poți mânca Play-Doh! Gata cu burgerii? L-ai stricat! Cum ai putut? Acum mă simt rău! Ia să mă gândesc la ceva! Oh, să facem un aluat comestibil! Mi-e foame! Ha? Aceasta e o pizza din Play-Doh? Chiar pot să mănânc? Nam! Are un gust uimitor! Meriți și tu o mușcătură, mamă! Mersi, dragă! E delicios! Hopa! Încă nu am terminat treaba aici! Aș chipi pe o bancă? Atenție! Nu! Mami! Ajută-mă! Nu mai alerga! Arată-mi ce e neregulă! Oh, vai! E o așche? Doctore, doctore, ajută-ne! Fica mea e rănită! Cum pot ajuta? Fica mea are o așche? Urăsc doctorii! Așche, hă? S-ar putea să avem nevoie de asta pentru așche! Intru! Îmi poți arăta unde e așchea? Nu, e prea înfricoșător! Nu e bine! Oh, ce zici despre această siringă pe care o ai acolo, doctore? Ce face mama? Întoarce-te, o să-ți scot așchea eu! Nici măcar nu vei simți nimic când această seringă va scoate așchea! Aproape am terminat! S-a dus! Așchea mare și rea nu te va mai răni! Nici nu m-a durut! Bleh! Bine, treaba mea aici e gata! Ești în siguranță, scumpo! Acest pește e gătit? Nu pot să mușc! Mamă, mă doare degetul de la picior! De ce? Ce s-a întâmplat? Stai să văd! Vai, pantoful ei trebuie să fi fost prea strâmt! Bietele degete umflate! Oh, nu! Voi sufla pe ele ca să se simtă mai bine! Ha? E un clown? Bună, domnule! Pot lua aceste baloane? Biata mea fică e tristă și vreau să o fac fericită! Ei bine, nu o putem face să se simtă tristă! Îți voi arăta câteva trucuri! Un cățeluș din balon ar trebui să o facă să zâmbească! Gata cu trucurile! Du-te în celula ta! Ce plănuiește mama să facă cu baloanele? Voi tăia buza balonului și o voi înfășura peste degetul lui Molly. Fiecare deget de la picior primește câte un balon. Funcționează ca protecție instantanee. Acum puneți pantoful la loc. Confortabil, nu? Parcă merg pe nori! Yay! Ei bine, va alerga toată noaptea! Ceva înfundă toaleta? Prea mult slime plin de germeni! Nu e de mirare că nu funcționează? Arată așa de delicios! Vreau să-l gust! Clary, ești aici? Ce? Nu! Aceasta nu e mâncare! Dacă vrei să mănânci slime, îți fac eu! Mai întâi, voi turna semințe de chia într-un castron și îl voi umple cu apă! Apoi, voi adăuga colorant alimentar verde. Acum, ca să fie mai delicios, adaug puțin zahăr și aștept să se dizolve. Perfect! Trebuie să amestec? Uite, e slime deja? Ia să încerc! Wow, e foarte dulce! Îmi place! Bună treabă, dragă! Oh, nu! Un ac! Clary e prea speriată pentru a fi înțepată? Ce ar trebui să facem acum? Tada! Vrei un iepure drăguț? Nu! Nu? Nici măcar un iepure drăguț nu e suficient? Am nevoie de un alt truc! Doctorul s-a transformat într-un clown! Iată că vine acul! Mami!
Clary tocmai s-a speriat și mai tare. Ha, un fluture? Știu! Această ținută a fost degeaba. Ha, un fluture cu o seringă? Am înțeles! Ta-da! Clary nu se teme de fluturi? A funcționat! Fetița mea curajoasă! Un hot dog delicios! Clary, ce faci, scumpete? Bună, mamă! Asta nu e mâncare, domnișoară! Dă-mi asta! Hei! E ruj! Cum ai putut să-l mănânci? Oh, știu ce să fac! Ruj și ciocolată? Să vedem ce are de gând mama! Ia o lingură de fulgi de ciocolată și topește la căldură! Apoi toarnă ciocolată topită într-un tub de ruj gol! Un ruj comestibil! Da! Poftim, e cu aromă de ciocolată! E o modalitate de a lua o gustare în timp ce te machiezi! Legourile par prea mici? Arată delicios! Nom! Oh, nu! Oh, doamne, tușește! Haide! Piu, cât pe ce? Nu ar trebui să mănânci asta, Clary! Așteaptă! Lego? Să vedem! Iuh, atât a scuipat! Dar dacă chiar vrea să mănânce un Lego, pot face asta să se întâmple! Uită-te la acele sticle de ciocolată colorată! Toarnă-le pe toate în acest șablon de tăvi în formă de Lego! Asigură-te că le umpli până de pe afară! Doar să nu dea ciocolata pe afară! Lasă-le să se răcească! Iar acum Clary are bomboane Lego! Chiar pot să le mănânc? Așa de dulce! Mersi, mami! Clary e la clinica medicului pentru un control. În primul rând, am să-ți ascult bătăile inimii, bine? Nu vreau asta! E așa de înfricoșător! Haide, trebuie să verific! Oh, până aici, domnișoară! Îmi pare rău pentru comportamentul ei, doctore! Un balon? Și Orbeez? Ce are mama în gând? Voi avea nevoie de acest Orbeez și balon! Să mergem! Mai întâi, turnați Orbeez într-o sticlă goală. Apoi pune buza balonului peste partea de sus a sticlei. Întoarce-o cu susul în jos, apoi privește Orbeez-urile cum cad ca nisipul într-o clepsitră. Odată ce balonul e umplut cu Orbeez, scoate aerul din balon. Tada! O jucărie antistres! Bine, hai să încercăm din nou! Stai așa, am ceva pentru fica mea! Wow, aceasta e cea mai moale jucărie de până acum! Bine, fă-i un control acum cât e ocupată! Bine atunci, să vedem! A funcționat! Clary e prea distrasă ca să observe stetoscopul. Mama e așa de inteligentă pentru acest truc! Chips din nou? Asta e rău! Bine că mama e aici cu niște fructe și legume sănătoase! Urăsc mâncarea sănătoasă! Iac! Ce? Tot ce faci este să mănânci aceste chipsuri! Fată obraznică, la ce te uiți? Prieten curcubeu? Asta mi-a dat o idee! Clary, vino aici! Ce e? Ca medic, ar trebui să-ți arăt ce se întâmplă cu copiii care continuă să mănânce chipsuri nesănătoase. Îi voi tăia stomacul? Vezi slime-ul ăla? E din toată mâncarea rea pe care a mâncat-o. E înfricoșător! Ce slime rău! Upsi, mai bine ștergem slime-ul! Pizza! Friptură! Burger! Mai bine să le înlocuim cu o sticlă sănătoasă de apă și niște brocoli și un măr. Acum să-l coasem înapoi. Prietenul tău curcubeu e din nou sănătos. Nu voi mai mânca niciodată mâncare nesănătoasă. În schimb, voi mânca un morcov. Ce fată cu minte! Ce mamă șmecheră! Bănuiesc că adulții pot să mai mănânce chipsuri din când în când. Deschide gura. Oh, dinții lui Clary sunt atât de murdari. Trebuie să curățăm murdăria. Nu! Aproape gata. A funcționat. Uită-te la dinții strălucitori a lui Clary. Acum o să-ți arăt cum să te speli corect pe dinți, bine? Poți exersa pe dinții acestui tip, da? Asigură-te că periezi fiecare colț. Clary se pricepe foarte bine la spălatul pe dinți. I-a eliminat toți microbii. Atenție la cap! Ce naiba e asta? Iu!
Stai așa? A venit de la fica mea? Ești bolnavă? Cum te simți? Înțeleg, bine. Sirop de tuse și o lingură. S-o facem. Să-ți faci copilul să bea medicamente e mereu o luptă grea. Va câștiga mama de data asta? Nu vreau. Bine, ce zici de avion? Cum o... Nu! Vreau să beau cola, dar nu e sănătoasă? Oh, am o idee! Dacă punem siropul pentru tuse în cutia de Coca-Cola. Floare la ureche! Iată cola ta! Yay! Clary nu știe că bea siropul pentru tuse. Clary se plictisește? Ce te joci acolo? Nu e treaba ta! Clary, asta e nepoliticos! Dar m-am plictisit! Vreau să mă joc! Hei, am spus să nu te amesteci în treburile altora! Joacă-te cu telefonul meu! Da! Dar a mai rămas doar 1% baterie? Cum mă pot juca jocuri pe el? Oh, fii rar! Trebuie să găsesc o altă cale? Aha, știu! Ia o pungă de plastic de mărimea unui telefon și toarnă sclipici înăuntru! Adaugă apă pentru a face sclipiciul să plutească! Așa de tare! Pune-l în carcasa telefonului, acoperă-l și pune telefonul înapoi în husă! Ce modalitate grozavă de a-ți face husa telefonului mai amuzantă! Ia privește! Wow, sclipici! Și plutește? Uite! E așa de distractiv! Oh, slavă Domnului că a funcționat! Wow, Clary lasă amprente murdare peste tot! Ce mizerie! Firar, de unde au apărut aceste amprente de mâini? Opa, îmi pare rău! Ia un săpun! Du-te să te speli pe mâini chiar acum! Bine, bine, mă spăl acum! Vezi? Yikes! Ce săpun alunecos! Ce să fac? Aceasta e jucăria Lego pe care o caută! Știu! Pregătește un castron și începe cu o bază transparentă de săpun. Apoi adaugă colorant alimentar portocaliu și amestecă totul împreună exact așa. Scoate jucăria Lego, toarnă ingredientele amestecate înăuntru și umple-o până la vârf. Lasă-o să se răcească și voilà! Un săpun de jucărie Lego, moale ca gelatina. Curăță-ți mâinile cu noul tău săpun. Partea cea mai bună este că nu vor mai fi accidente cu un săpun alunecos. Deschide gura! Au! Ce vom face acum? Oh, știu! Acelea sunt autocolante? Pentru ce sunt acelea? Sunt benzi de termometru. Pune unul pe frunte și uite, arată cât de mare este febra. Bea! Mersi, mami, că nu m-am speriat! Clary e distrasă? Repede, dă-i pastila! Iu! Ei bine, asta nu a funcționat așa cum s-a așteptat. Preferă să mănânce ursuleții de jeleu. Ursuleți de jeleu? Ha? Am o idee strălucitoare! O să iau un ursuleț de jeleu și îl voi tăia numai un pic. Deci, pastila intră înăuntru. Perfect! Va funcționa acest truc? Iată un ursuleț din jeleu! Nu l-a scuipat! Bună treabă, mamă! Nu vreau o sticlă cu apă caldă! Am spus nu! Oh, ce mă fac cu tine? Hei, e Kissy Missy? Mama are o idee! Pregătește o sticlă goală și pune deasupra o cireașă. Folosește un pai pentru a extrage sâmburii. Umple-i spatele lui Kissy Missy cu tot sâmburii de cireșe și închide-i spatele. Acum e timpul ca Kissy Missy să meargă la o învârtire foarte fierbinte. Pune-o puțin la microunde. Timpul a trecut, s-o scoatem afară. Acum ai o pernă de încălzire Kissy Missy. Clary nu se mai plânge în legătură cu asta. Wow, așa de cald! Noapte bună, dragă! Sunt așa de inteligentă! Oh, ce zi grozavă să mănânci un măr! Ha? Clary a mâncat prea multă ciocolată? Are și mai multe în buzunarele ei! Toate goale? Ai mâncat toate astea? Stai! Mere și bomboane? Am o idee! Mai întâi pregătește un recipient cu un grătar deasupra. Toarnă iaurt până se umple întregul vas. Taie mărul în jumătate și scufundă-l în iaurt.
ridică grătarul și scurge restul de iaurt. Adaugă bombonele pentru a le face și mai distractive. Ta-da! Acadele cu mere! Wow! Nam! Îmi place? Fată bună! Hai, termină totul! În timp ce îmi strecor puțină ciocolată! Clary pare să aibă probleme cu micul dejun. E greu să ridici oul cu bețișoarele și acum oul s-a răstogolit. Vino înapoi! Iată-l! Ah, ochiul meu! Ce s-a întâmplat? Aoleu, ia o vânătaie! Stai, un ou? Ia să rezolv asta! Am o idee! Mama face trucul cu oul pentru a vindeca vânătaia. Doar freacă oul în jurul zonei în timp ce oul e cald și vânătaia a dispărut. Yay! Nu mă mai doare? Terciul cu o bucată de gândac e masa lor a zilei. Mănâncă tot? Eu nu vreau un gândac. Ce altceva mai poate mânca atunci? Oh, știu! Ofițer, vreau mărul tău! Ha? Mă rog, îl poți lua! Stai! Mi l-a dat cu un vierme? Ei bine, uite ce am! Nu vreau să mănânc un vierme! E o cutie de cartofi prăjiți? Se pare că mama a avut o idee mai bună! Drumul e liber! Te-am prins! Cutie de cartofi prăjiți și un măr? Știu! Pregătește mărul și felează ambele capete fix așa! Apoi scoate interiorul suculent până când tot ce-a mai rămas sunt părțile laterale ale mărului. Această cutie de cartofi prăjiți McDonald's e utilă! Tot ce ne trebuie e logo-ul! Pune-l pe măr și folosește-l ca și ghid pentru a-l tăia în aceeași formă de M. Arată bine? Acum transformă restul de măr în formă de cartofi prăjiți și vei avea un Happy Meal! Uite, dragă, ți-am luat cartofi prăjiți McDonald's! Da, sunt așa de deșteaptă! Nu, nu vreau niciuna din astea! Se pare că cineva are o problemă cu meniul de prânz! Când ai îndoieli, sună la majordom! Ia un Happy Meal de la McDonald's! Ne-am înțeles? Da, doamnă! Ce rapid! Slavă Domnului că în sfârșit mănânc acum! Ce? Dar și Clary mănâncă repede! Asta înseamnă că tot e foame! Cum a terminat așa de repede? Și unde e jucăria Happy Meal? Acolo nu e nimeni altul decât Ronald McDonald! Am o idee! Ce face majordomul? Uită-te la asta! Wow! Adevăratul Ronald McDonald! Are cartofi prăjiți gigantici pentru Clary! Săraca Charlotte se simte rău! Oh, nu! Cel mai rău lucru pe care l-ai putea face e să ștergi un muc cu hainele tale! Eu, așa de lipicios! Dar, ei bine, mama săracă nu are de ales! Oh, aproape că am uitat! E timpul să iei medicamentul pentru tuse! Te va face sănătoasă în cel mai scurt timp! Bine, iată că vine avionul! Nu vreau! Oh, haide! Ha? Polițistul bea ceva! E Coca-Cola? Bine că mama săracă e adepta reciclării! Bleah! A mea acum! O doză de Coca-Cola și sirop de tuse puse împreună înseamnă doar un truc de medicamente! Ta-da! Ți-am luat un suc! Wow! Charlotte nu va ști că de fapt ea bea medicamentul! Nu-ți face griji, mamă! E micul nostru secret! Uiii! Iată-mă! O așche uriașă! Mami, uite! Ce s-a întâmplat? Doamne! Doamnă, adunați-vă! Du-te și cheamă un medic! Vai, așchea arată ca un dinte de monstru! E în regulă! O să fii bine, scumpo! Doctorul e aici! Așteaptă, pare cunoscut! Să vedem ce e în regulă! Ce așcheria! Înțeleg! Am un instrument pentru asta! Un clește? Vino aici! E frică? Uită-te la toți acești bani! Fă ceva mai puțin dureros! Acest gadget e perfect! Va scoate așchea! Floare la ureche! Pe curând, așche malefică! Grozav!
Yay, gumă de mestecat! Nu sunt sigură că aceasta e lăsată acolo ca să fie mâncată, dar e întotdeauna distractiv să faci un balon uriaș, cu excepția cazului în care se sparge și se lipește în tot părul. Hopa, mi s-a lipit de păr! Aud plânsete? Fica mea are nevoie de mine, ia să văd! Oh, nu! Guma de mestecat în păr e cea mai proastă! Nu e altă cale decât să te rad în cap, dragă? În niciun caz! Nu vreau să-mi pierd părul! Nu! Se va termina în curând? Biata Charlotte, chiar trebuie să-i radem tot părul? Sunt cheală! Nu-mi place! Nu fi supărată! Oh, știu! Ce face mama? Mama e cheală și ea! Așa mamă, așa fică cu siguranță! Clary ține un chibrit? Sunt fata focului! Oh-oh! Nu asta e modalitatea de a deveni Katniss Everdeen! Mama! Mi s-a ars părul! Ce s-a întâmplat? Majordom, ajută-ne! Ce noroc! Majordomul tocmai s-a întors de la a doua slujbă de hairstylist! Să vedem! Oh, mi-e teamă că trebuie să-l tăiem! Acest lucru nu va dura mult? Terminat! Ce i-ai făcut părului? Răbdare, doamnă! Îl voi înlocui cu o extensie de păr mai lungă! Tot ce trebuie să fac este să o împletesc cu cea mai rămas din lungimea părului! Acest hairstylist știe cu adevărat ce face, nu? Și acum, cea mai bună parte? Spray cu vopsea! Acoperă firul de păr cu fixativ verde exact ca o coadă de sirenă! Te întrebai, unde e coada lui Ariel? E chiar aici, pe părul lui Clary! A fi o sirenă e mai bine decât a fi în flăcări, nu-i așa? Uită-te la acea împletitură frumoasă! Îmi place! Sunt așa de fericită! Treziți-vă, somnăroșilor! Uaa! Sus, 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 Charlotte! Ridică-te! Trezește-te! Se pare că Charlotte nu aude nimic! Deci de aceea, urechile ei sunt pline de ceară și păianjeni! Cum le curățăm? Pot să beau asta prin nas? Niciodată! E ziua ta norocoasă? Mulțumesc! Ce intenționează să facă mama cu paiul acela și o farfurie de hârtie? Combinația ciudată, dar ea are ceva aici? Fă o gaură în farfurie și introdu paiul chiar lângă ureche, apoi încălzește-l! Atenție, copii! Nu faceți asta singuri! Acum așteptăm ca paiele să se topească și să adunăm toată ceara! Să vedem! Vai! Aoleu! Chiar a umplut tot paiul! Așa de groaznic! Poate că Charlotte se va trezi în sfârșit acum? Șii, trezește-te! Urechile curate te fac sensibil la orice zgomot! Nu te mai scobi nas! E nepoliticos! Ha? Mă voi scobi în urechi atunci! Oh, doamne! Cineva nu și-a curățat urechile de mulți ani? Ia să-ți verific urechile! Arată ca o peșteră cu paraziți! Scârbos? Ha? Uite! Aveți probleme cu auzul? Nu-ți face griji! Am gadgetul potrivit pentru tine! Acest nou gadget pentru curățarea urechilor se aprinde! Am nevoie de asta! Dar cum îl cumpărăm? Oh, da! Polițistul? Mă scuzați, domnule! Nu mă deranja! Pot să te deranjez cu bani? Oh, da! De ce ai nevoie? Voi aduce imediat! Vrem să cumperi acest gadget pentru curățarea urechilor, te rog! Mă ocup! Wow, am probleme? Aș dori acel gadget, te rog! Oh, poftim, domnule! În sfârșit, Clary își va curăța urechile! Wow, polițistul? A făcut-o deja? Hei, ăsta e al nostru! Opa, îmi pare rău! Să vedem! Nu e timp să-l speli, cred? Vai, uite câtă ceară s-a acumulat acolo! Sunt surprinsă că încă nu și-a pierdut auzul! Doar încă puțin? Da! E mai mare decât gaura urechii! Gata totul! Acum aud mai bine! La 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 la, îmi iubesc păpușa Barbie? Iubesc rock and roll-ul! Oh, grozav! Mâncarea a sosit! Yay! Alimente! Oh, nu! Păpușa? Ce-a fost bubuitul ăla?
Hopa! Barbia mea! I-ai rupt piciorul! E în regulă, scumpo? Uite ce ai făcut! Hopa! Nu e problema mea! Poate că există o modalitate de a remedia asta! Ia să mă gândesc! Oh, un stilou 3D! Hei, pot să iau asta, te rog? Nu e gratuit, plătește! Dar nu am bani! Stai! Mama încearcă să-și tragă dintele! Ce zici de un dinte de aur? Aur? Ha? Acest lucru va fi de folos! Uite, ia-l! E timpul pentru o schimbare de look! Așează Barbie pe o folie și înfășoară-o în jurul picioarelor ei! Nu o vom prăji, dar o vom transforma într-o jumătate de pește! Mama îi va decora coada cu culorile curcubeului! Stiloul 3D chiar face minuni! Acum, pentru aripioare, modelează-o ușor folosind stiloul! Taie o bucată de pânză și... voila! O sirenă curcubeu! Continuă să nodi! Uite cine e aici! Wow! Ai transformat-o într-o sirenă? Mulțumesc, mamă! Îmi place! M-am plictisit de păpuși? Te-ai plictisit deja de toate păpușile tale? Ce vrei? Desigur! Sună-l pe majordom! Ia toți acești bani! Doar dă-i ceva mai bun! Majordomul trebuie să vină cu ceva unic! Unic? Ha? O sirenă și un polițist! Aha! Știu! Wow! Ce-i asta? Acesta e aur? Dă-mi-l! Nu așa de repede! Urmărește-mă! Ce-i asta? Polițistul s-a transformat într-o sirenă vie! Așa de greu! Wow! Regele Triton e aici! Majordomul a primit chiar și un antrenament suplimentar din asta! Se pare că e mulțumită de păpușa ei mai mare și mai bună! Nu-ți face griji, ofițer! Arăți grozav! Oh, uite-te la acest cuplu drăguț de degete! Charlotte nu se distrează deloc! Ce spectacol plictisitor! Biata mamă a muncit din greu să facă asta! Ce altceva și-ar putea dori Charlotte? Folie cu bule? E la fel ca Puppet! Uite! Distractiv, nu? Deloc! Oh, nu! Ce altceva pot face? Oh, știu! Am o surpriză pentru tine! Ta-da! Un câine! Poți să-l hrănești cu orice și să urmărești călătoria către stomacul lui! Plictisitor! Atunci ce vrei? Laptopul acela! Ce? Da, da! Haide! Wow! Ia să văd! Mama și Charlotte sunt atât de amuzante! Ce? Nimic! Vă văd! Da, haide! Am o idee! E vremea creațiilor! Mama are nevoie de carton și de hârtie de aluminiu pentru asta! Pur și simplu înfășoară cartonul de aluminiu și obține un carton argintiu! Sunt sigură că ați ghicit până acum, deoarece următorul pas e să-l pliați în jumătate! Acum aplică un ecran imprimat în jumătatea de sus și o tastatură imprimată în jumătatea inferioară! Pune niște folie cu bule deasupra, astfel încât să ai cu adevărat o experiență completă de tastare! Iată laptopul tău! Wow! Mulțumesc, mamă! Da! Du-te, du-te, du-te! Învinge jocul! La 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 la! Uită-te la această creatură amuzantă care cântă! E așa de distractiv! Ei bine, m-am plictisit! Asta nu e de bine? Oprește-te acum! Hei, pentru ce-a fost asta? Am nevoie de o idee nouă! Oh, știu! Ce-ar putea să planifice? Bine, fă-o imediat! Veniți aici, prieteni! Urmați-mă! Stați pe loc, relaxați-vă și bucurați-vă de spectacol! Așa de interesant! Ești gata să urmărești cel mai tare film din toate timpurile? Wow! Celula tocmai s-a transformat într-un teatru! E așa de tare! Nu uita floricelele! Filmul e pe cale să devină mai bun! Mama pleacă la muncă! Pa, pa! E dădaca cea bună! Ai ajuns exact la timp! Ai grijă? Ți-am luat o acadea uriașă! Arată delicios! Cine e acolo? E un pachet? Ce-ar putea fi? O mână? Sunt Megan! Bună ta! O dădacă robot? Dă-mi acadeaua aia! Acest lucru este rău pentru sănătatea ta!
fără zahăr, înțelegi? Aceasta te dacă e așa de înfricoșătoare? Bună! Mi-a intrat o așche! Detectez o amenințare! Oh, Doamne! Nivelul durerii e ridicat! O să iau trusa de prim ajutor! O să iau cleștii! Sună dureros! Vei folosi un clește pentru a-l scoate? În niciun caz! Azi e ziua cu ghinion al lui Melanie! Așchea ei s-a simțit singură, așa că a mai luat una! Unde e? Am găsit pompa! Trebuie să mă grăbesc! Această pompă va scoate așchea afară! Nu-ți face griji pentru umflătură? Am spray pentru rană pentru a o trata! Mica domnișoară pentru a acoperi rana! Yay! Perfect! Mica domnișoară neîndemânatică este acum mica domnișoară veselă! Ha? Aud ceva? Ce-i asta? E ceva în dulap! Dacă e un monstru? Uită-te la cei ochi înfiorători! Bună! Ce s-a întâmplat? E un monstru în dulapul meu! Jur, a fost chiar acolo! Poate îl pot speria cu mișcările mele de dans! Ia aceste mișcări ale brațelor, fiară! Sau mai bine, îl voi bate cu o bâtă! Vino aici, monstrule! Ai grijă? Ieși! Nu! Termină! Aproape că i-ai rănit ursulețul! Dumnezeule! O păpușă așa de violentă? Oricum, uite, plușul tău e în siguranță! Tot mi-e frică! Așa o fi? Știu! O pătură cu unicorn te-ar face să te simți mai bine? Vezi? E comodă! Asortează-l cu o lampă de noapte și ești super protejat acum! Buritorile cu pătură salvează întotdeauna ziua! Ursuleții din jeleu sunt preferații Melaniei! Dar Megan știe despre asta? Alea sunt bomboane? Oh-oh! Un cuțit! Nu-mi spune că o să rănească pe Melanie! Am spus fără zahăr? Ești așa de rea! Ce se petrece aici? De ce este această pungă cu bomboane prinsă de perete? Săraca de tine, nu plânge? Ia-o a cadea! Da, mulțumesc, bună! Nu! Acadeaua e toată turtită! Gata cu zahărul! E în regulă, mă voi gândi la ceva! Aha, acuarele? Vrei să faci ceva tare? Vino cu mine! Ce va face Bona cu aceste acuarele? Vom scoate toate aceste vopsele! Rotește o bomboană într-o minge și aplatizează-o! Asigură-te că e la fel de rotundă ca acuarelele! Apoi fă-o mai mică! Perfect! Acesta e modul perfect de a-ți ascunde bomboanele! Să luăm fiecare câte una! Noroc! Delicios! Oh-oh, vine Megan! Ce faceți voi două? Parcă pictează ceva! Bun! A fost cât pe ce? Legume pentru prânz! Am spus că nu ai ciocolată înainte de prânz! Uite ce ai făcut, Melanie! Jur că nu am ciocolată la mine! Atunci ce e pe fața ta? Scanarea împrejurimilor! Căutarea zahărului! Zahăr detectat! Te-am prins! Ce-i va face Megan lui Luigi? Mai întâi să-ți auzim bătăile inimii! Anomalia e în stomac! Mă bucur că am ocazia să te deschid! Trebuie să-ți deschid mai întâi vechile cusături! Pot detecta ceva în interior! O burtă zâmbitoare! Trebuie să o deschid și eu! Ciocolățelele au fost găsite, exact cum am detectat! Mascarada s-a terminat, Melanie! Vrei să explici? Oh, firar! Doamne, trebuie să arunc toate aceste M&M-suri! Și pentru a fi sigură că stai pe locul tău și-ți mănânci legumele, va trebui să te prind de scaun! Nu ai de ales decât să mănânci niște struguri!
Nu! Ah, bine! Și niște morcovi! Bona și Melanie se joacă de abați ascunselea. Unde e Bona? Bu, te-am prins! O să te prind! Bă, poți încerca! Vin! Leapșa, tu ești? Hopa! Ce este? Ce vă jucați? Vreau să mă alătur jocului. Bine atunci, Leapșa! Fugiți! Oh, Megan tocmai s-a transformat într-un prădător sălbatic. Ce s-a întâmplat? Unde e toată hârtia din casa asta? Ai grijă! Auci, degetele mele! Calculez nivelul durerii. Ușărea, nu-mi răni proprietara. Oh, Megan are niște abilități incredibile similare cu ale lui Hulk. Ce se întâmplă cu ușa? Megan, oprește-te! Dă-mi ușa înapoi! Ei bine, măcar ajută-mă să o pun înapoi. Chiar acolo? Ha! A fost un antrenament destul de mare! Am nevoie doar de un burete de piscină, apoi voi tăia partea din mijloc ca pe o baghetă. Se potrivește perfect pe marginea ușii. În modul ăsta nu se va închide complet, iar toate degetele sunt în siguranță. Ce inteligent! Acum să punem un pachet de gheață pe degete. Biata de tine! Oh, ce păpușă Barbie drăguță! Oh-oh! Fată stângace! Barbie e blocată într-o aglomerație. Asta nu era pe lista ei de lucruri de făcut pentru astăzi. Biata mea, Barbie! Megan, poți să o repari? O păpușă stricată? Știu ce să fac! Unde o duci? Ce-i face Megan lui Barbie? Nu e genul de oaspete la care mă așteptam! Vai! Barbie e lovită cu ciocanul! Ceva interesant se întâmplă! Păpușa ta e gata! Aș vrea să o cunoști pe Robot Barbie! Îți place de ea? Arată exact ca păpușa mea Barbie! Ce se întâmplă? Acum avem două păpuși robot? Asta e adevărata păpușă Barbie stricată! Știu cum să o repar pe Barbie! În primul rând, vreau să-i tund tot părul! Trebuie să ne asigurăm că părul ei lung nu-i stă în cale! Nu-ți face griji, nu va fi complet cheală! Asta vei face tu! Acum hai să adunăm tot acest păr și să întindem niște plastelină turtită. Apoi să o înfășurăm în jurul capului lui Barbie. Vreau să mă asigur că s-a rostogolit într-o minge. Membrele lui Barbie sunt încă utile, așa că le voi atașa la părțile de sus și jos ale mingii. Cât de creativ! Îi voi acoperi toate membrele cu Play-Doh. Și uite, e o jucărie tip monstru. Wow, vreau să mă joc cu ea! Mersi, Bona! Mă bucur că-ți place! Ea a ales acel monstru ticălos în locul creației mele! Bietele păpuși Barbie au avut o zi grea! Pe Melanie o doare stomacul? Bine că dădacele ei sunt aici să o ajute! O să chem un doctor! Bună, fetelor! Nu vă faceți griji, am instrumentele potrivite pentru a o trata! Ia să ascult ce e neregulă cu corpul tău! Oh, dragă, asta e de rău! Trebuie să-i facem o injecție! Urăsc acele! Amenințare detectată! Nu o răni pe Melanie! Cine știa că urechea doctorului se poate întinde ca un balon? Această păpușă robot e pornită pe scandal din nou! Câteva picături de apă ar trebui să o oprească! Apă detectată! Sistemul meu nu funcționează! Dar doctorului îi atârnă urechea acum? Da! Eu am plecat de aici! Ce face dădaca? Un fluture pe seringă? Acul nu pare chiar atât de înfricoșător acum. Fluturele doar o să-ți dea un mic pupic. Gata! Nu a durut deloc! Mulțumită fluturelui, Melanie se va simți ca între flori curând. O vată de zahăr delicioasă, asociată cu o jucărie squishy? Asta da viață! Opa! A strâns-o prea tare! A, și acolo va merge vata de zahăr! Io, vata mea de zahăr e așa de murdară acum! Ce e neregulă cu bomboana ta? Detectez murdărie! E ușor, trebuie doar să o curățăm! Am învățat că oamenilor le place să curețe lucrurile cu apă, așa că asta vom face!
Trebuia să se topească? Mi se întâmplă ceva. Vata de zahăr al lui Melanie a dispărut de mult. Oh, haide! E ziua mea ghinionistă? Ha? Se pare că Megan nu e încă construită pentru a rezista la apă. Ce se petrece aici? Bomboane murdare? Am soluția pentru asta! Ce-i asta? Arată bine! Uaa! E o acadea înăuntru! Acest tip e singurul protector al acadelelor! Grozav! Poate că e timpul să o duceți pe Megan la un mecanic! Uaa! Cineva e fan Wednesday Addams! Ea a fost atentă la fiecare detaliu până la ținuta întunecată! Ce porți? Vreau să arăt ca Wednesday! Sunt o mare fană! Întunecată și emo? Da, arăt ca ea acum! Nu se aprobă! Ștergeți machiajul! Nu vreau! Megan tocmai a transformat-o pe Melanie într-o păpușă ca ea! Shh, pretinde că-ți place! Se pare că Melanie iese astăzi, dar nu prea pare îndrăgostită de pălărie! Hopa! Unde e pălăria ta? Nu știu, am pierdut-o! E în regulă, pot să-ți fac una! Tot ce am nevoie este o mânecă de la un hanorac. Voi lega partea superioară într-un nod. Doar puțin mai strâns. Gata! E o căciuliță! Încerc-o! Aceasta e mult mai urâtă decât cealaltă. Îți trebuie și o eșarfă. Nu aș vrea să răcești prea tare. Ar trebui să fie suficient. Nu va răci, dar s-ar putea împiedica dacă nu poate vedea pe unde merge.